Mânați plină de îndurare, cu dracma binecuvântat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Ca întotdeauna, după ce am cântat acum în cinstea inimii preasfinte a lui Iisus, astăzi fiind prima vinere din lună, ne îndreptăm cu cântarea noastră și cu rugăciunea noastră către Duhul Sfânt, cerându-i lumina și darurile sale ca să participăm cu folos, cu cât mai mare folos, la cateheza din această zi. Viața noastră ție-ți dăruim. Duh preasfânt, coboară, te rugăm, umple-ne viața, inima, ca pacea și iubirea ta peste noi să coboare. Doamne, ne hrănești cu harul Tău, spre Tine inimile le înălțăm. Râuri de speranță veture vești, când liber e de toate viața, inima, ca pacea și iubirea ta peste noi să coboare. Doamne, te rugăm, peste noi să coboare. Doamne, te rugăm. Dumnezeule, care prin luminarea Duhului Sfânt ai învățat inimile credincioșilor Tăi, dă-ne, te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Iubiți credincioși, care prin intermediul televiziunii, radioului și internetului sunteți în comuniune cu noi cei din Catedrala Romano-Catolică Sfânta Maria Regină din Iași. Continuăm catehezele propuse de aici, de la Catedra Episcopului din Iași, pe tema Sfintei Liturghii, în special, dar și a celorlalte celebrări liturgice cu probleme practice legate de sfintele celebrări, pentru ca
participarea noastră, în special la Sfânta Liturghie, dar și la celelalte celebrări liturgice, să fie cu multă demnitate și cu mult folos sufletesc pentru viața noastră de credință. Fără să fac altă introducere mai lungă pentru a mai câștiga din timp, continui în seara aceasta componentele unei biserici. Vorbeam despre locurile liturgice, oriunde putem să-i dăm cult lui Dumnezeu. Dar sunt aceste locuri privilegiate în care noi ne adunăm pentru a-i da cult lui Dumnezeu, pentru a-L cinsti, pentru a-I arăta iubirea noastră și pentru a ne fortifica în credință prin toate aceste celebrări sfinte și mai ales prin jertfa Sfintei Liturghii. Deci în biserică. Și am început să vă explic mai multe lucruri ca și componente ale unei biserici. Continui la această cateheză cu amvonul și pupitrul, care sunt în orice biserică catolică. Amvonul și pupitrul sunt, ca să spun așa, masa cuvântului lui Dumnezeu. Așa cum altarul este masa Eucharistiei. Acolo ne invită Iisus ca la o masă, ca la ospățul său, să ne dea ca hrană, cea mai consistentă hrană, trupul și sângele său. Așa cum altarul este masa Eucharistiei, pupitrul și amvonul constituie masa cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că noi atunci când venim în biserică avem nevoie de această hrană pe care Dumnezeu ne-o dă în și prin biserica sa, și anume cuvântul lui Dumnezeu. Este hrană pentru sufletele noastre. Și apoi, partea a doua de la Sfânta Liturghie, trupul și sângele Domnului, atunci când prin glasul preotului Hristos ne cheamă, luați și mâncați, luați și beți. Acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. Inițial, referindu-mă acum la amvon și pupitru, inițial era doar catedra episcopului, scaunul pe care se așeza episcopul și de unde el învăța poporul. Și în jurul scaunului episcopului, vorbind de biserica catedrală, în jurul scaunului episcopului inițial erau și alte scaune ale preoților și ale celorlalți clerici, de unde se citeau lecturile. Nu erau pupitre la început. Și tot de acolo se ținea predica, episcopul de aici. Și acum se recomandă predica să o țină de la scaunul său episcopal numit catedră, de aici și catedrală. Atunci când bisericile au crescut ca dimensiune și la fel numărul credincioșilor a crescut, s-a simțit nevoia să se construiască așa numitul amvon, pentru a fi mai aproape de popor. Aici mai greu pot să vă explic, pentru că v-am mai spus altă dată, suntem într-o biserică a episcopului numită catedrală, dar cu arhitectură modernă, dar să ne gândim la catedrala de alături, adevărata catedrală, vechea catedrală, care acum este în restaurare și va arăta foarte frumos când va fi gata, acolo se poate vedea, pentru că e biserică veche. Ca și în alte biserici de ale noastre, se poate vedea încă amvonul păstrat, pentru că este ca și obiect de artă, plasat undeva spre mijlocul bisericii,
și acolo se făceau lectura Evangheliei și predica. Amvonul care astăzi aproape a dispărut, aici nu avem amvon în Catedrala Nouă și nici în multe sau majoritatea din bisericile noastre după reforma liturgică. În multe din aceste biserici, chiar mai vechi, a fost stricat amvonul pentru că își avea explicația în aceea că poporul trebuia să-l audă pe preot când citea Evanghelia și când făcea predică, că nu era microfonul, cum vedem că avem noi acum, și difuzoare. Dar pentru că știința, tehnica, toate au avansat așa de mult, biserica le folosește pentru a se face auzită în propovăduirea învățăturii creștine. Și de aceea s-a renunțat în cele mai multe biserici la amvon, pentru că el era mai spre mijlocul bisericii și trebuia ridicat mai sus și trebuia urcat pe trepte ca să ajungă acolo. S-a renunțat la amvon și s-a păstrat doar în bisericile care au o valoare de artă deosebită, aceste amvoane. Era locul înălțat așadar amvonul și situat pe la jumătatea bisericii, urcându-se, cum spuneam, pe niște trepte ca să se ajungă sus. Pentru că amvon vine de la grecescul anabanein, care înseamnă a urca. Preotul urca trepte ca să ajungă sus acolo. Deasupra, amvonul avea și un fel de baldachin, tot mai mult cu efecte acustice, vocea să nu se piardă în sus și să coboare în jos spre mulțimea credincioșilor care participau la Sfânta Liturghie. Adesea se construiau, mai ales dacă era biserica mai mare, se construiau două amvoane, unul în partea dreaptă și unul în partea stângă. Unul pentru proclamarea Evangheliei, ca și a predicii, iar celălalt pentru proclamarea celorlalte lecturi din Sfânta Scriptură. Scopul era acela de a fi mai bine auzit cuvântul lui Dumnezeu. Între cele două amvoane, de regulă, jos, se afla așa numita, am mai amintit-o altă dată, Schola Cantorum, adică grupul, fie că e vorba de călugări, călugărițe, sau poporul, cum spuneam la ultima cateheză, era într-o parte stăteau bărbați, într-o parte femeile, animați de această Schola Cantorum, răspundeau, participau viu, activ la fiecare sfântă liturghie. De aceea, între cele două amvoane, se afla jos Schola Cantorum. Forma amvonului era rotundă în Orient și dreptunghiulară în Occident. N-am mai intrat de mult în metropolia de alături, de la noi, biserică orientală, ortodoxă, dar parcă mi-amintesc că era un amvon în dreapta și unul în stânga. Probabil că le-au păstrat în urma restaurărilor care și acolo s-au făcut. Cartea era așezată pe amvon, pe un pupitru micuț, în formă de aripi de vultur întinse. Imagine inspirată din cartea Apocalipsului Sfântului Ioan. Când au apărut aceste mijloace moderne de amplificare a vocii, microfoanele, difuzoarele, amvonul și-a pierdut din importanță și locul amvonului a fost luat de pupitru. Cum vedeți aici, un pupitru aici, un pupitru în partea cealaltă. Aici chiar scrie Verbum Domini, adică în limba latină era limba și este limba oficială a Bisericii Romano-Catolice, Cuvântul Domnului. Pentru că de acolo se citește cuvântul lui Dumnezeu din Biblie. Deci locul amvonului a fost luat de pupitru sau pupitre, în cazul de față, cum vedeți în catedrala noastră, avem două,
dar și în alte biserici, mai ales cele care sunt mai mari, sunt câte două pupitre. După Conciliul Vatican al II-lea se încearcă o recuperare a amvonului cu semnificația lui. Cât privește amplasarea amvoanelor sau pupitrelor, normele bisericești cer să se țină cont de faptul ca lumea să-l poată vedea pe cel care citește sau predică și să-l poată auzi cât mai ușor. Important este ca și amvonul, cât și pupitrul să fie frumoase, să fie curate, să fie împodobite. Împodobite, dacă ne gândim la amvoanele care se păstrează încă, așa cum spuneam, ca și obiecte de artă, ele sunt aranjate frumos și cu o perdeluță, schimbată la fel culoarea ornamentelor în funcție de culorile liturgice. Refolosirea amvonului nu exclude folosirea pupitrului, dacă este funcțional. Impresia pe care o lasă amvonul, cel care era spre centrul bisericii și ridicat sus, impresia cum că cel de la amvon privește lumea de sus în jos, cu aroganță, fiind deasupra capetelor credincioșilor, această impresie trebuie evitată, că nu de aceea se urca preotul sus sau acolo unde mai este folosit amvonul ca să arate că el e cineva, că e mare. Nu, în realitate, nu lectorul este onorat, ci cuvântul lui Dumnezeu care vine de sus, de la Părintele Luminilor, este venerat, cuvântul lui Dumnezeu. Nu se recomandă câtuși de puțin, de exemplu, să se citească lecturile de la amvon atunci când și unde este folosit și apoi să coboare preotul jos ca să facă de la pupitru predica. Tot de acolo trebuie făcută dacă face lectura Evangheliei de la amvon. La amvon sau pupitru nu va urca niciodată, că nu-i locul lui, cântărețul și nici comentatorul, pentru că la unele liturghii, cum e noaptea de Paști, ceremonii mai multe care trebuie explicate, comentate, că este posibilitatea aceasta, comentatorul, nu de la pupitru, trebuie să facă comentariile, cu atât mai puțin de la amvon, să urce sus la amvon. Și nici nu se fac anunțurile înainte de binecuvântarea de la sfârșitul liturghiei, nu se fac de la amvon, ci de la scaunul prezidențial sau scaunul, numai că nu face episcopul anunțurile, de la scaunul acesta al episcopului numit catedră. De la amvon sau de la pupitru se citesc lecturile biblice, psalmul responsorial se citește sau se cântă, tot de la pupitru se citește așa numitul preconiu pascal, cântarea aceea frumoasă de la începutul celebrărilor din noaptea de Paști. Și de asemenea rugăciunea credincioșilor, tot de la pupitru sau de la amvon. Scaunul prezidențial, alt element constitutiv al bisericii, din interiorul unei biserici. Scaunul prezidențial, eu arăt în partea cealaltă, cei care mă urmăriți la televizor, acela este scaunul prezidențial, vedeți că este ieșit puțin în evidență față de celelalte, pentru că acolo stă preotul care prezidează Sfânta Liturghie, de aceea și scaun prezidențial. Iar dacă sunt mai mulți preoți concelebranți, numai unul prezidează Sfânta Liturghie și el stă la acel scaun numit prezidențial. Prezidează Sfânta Liturghie. Acest scaun trebuie să iasă în evidență. Cer normele bisericești acest lucru, nu spun eu de la mine lucrurile acestea. Scaunul prezidențial trebuie să iasă în evidență, dar să nu aibă aspect de tron. Aspectul de tron revine episcopului,
unde are scaunul episcopal, numit catedră. Este scaunul acesta al episcopului, vedeți că este mai deosebit decât restul pentru a evidenția ierarhia din biserica noastră. Scaunul de la care prezidează episcopul Sfintele Celebrări, Sfânta Liturghie, în mod deosebit. De aici și numele, spuneam, de catedrală, pentru că este catedra episcopului. În mod obișnuit, episcopul învață poporul de aici, de la catedră, cu pupitrul acesta din fața scaunului prezidențial, nu de la amvon sau de la pupitru. Totdeauna acest scaun a avut o notă distinctivă și va fi scoasă în evidență și în catedrala veche, care este acum în restaurare. Mi-aduc aminte când eram în primii ani de seminar, e vorba de 50 de ani în urmă, când veneam la catedrală și vedeam scaunul prezidențial. După aceea aveam să învăț încet, încet toate detaliile acestea. Scaunul episcopului, scaunul prezidențial sau catedra avea o notă distinctivă și are și acum. Era tapizat, era cu stofe alese și prevăzut cu pernuțe după uzanța timpului. Și are o poziție mai înaltă, așa cum vedeți aici unde stau eu, pentru a indica datoria pe care o are episcopul de a supraveghea întreaga adunare liturgică. De altfel, dacă traducem în românește cuvântul episcop, înseamnă supraveghetor. De aceea, vedeți, nu sunt lipsite de importanță aceste lucruri. Scaunul prezidențial puțin mai sus, ca să arate misiunea care o are episcopul, supraveghetor, să supravegheze întreaga adunare liturgică. Cândva scaunul episcopal avea deasupra și un baldachin. Acum nu se mai cere acest lucru, dar importanța scaunului episcopal este scoasă în evidență cel mai bine atunci când este ales un nou episcop, cei care a fost la consacrarea mea din 6 august, acum se împlinește un an, în cadrul celebrării, consacrării noului episcop, are loc și ceremonialul acesta al intronizării, când vechiul episcop, sau cum a fost în cazul nostru, Preasfințitul Petru Gherghel, retras la pensie și care a prezidat împreună cu alți doi episcopi, că așa cer normele bisericești, liturghia în care eu, după ce m-a numit papa ca episcop de Iași, la un moment dat, în cadrul celebrării, mă conduce episcopul la scaun, scaunul episcopal, catedră, și el se retrage. Și atunci, în cadrul celebrării, este scoasă foarte bine în evidență importanța scaunului episcopal din fiecare catedrală. Sfântul Augustin scrie așa, este interesant să vedem care era opinia lui, sau atâtea veacuri de când a trăit Sfântul Augustin. El spunea așa, este necesar ca în adunarea creștinilor, capii poporului să stea într-un loc mai înalt, la fel și regii. Când veneau la liturghie și erau regi creștini, aveau locul lor, tot scaunul lor, mai înalt, pentru a arăta ierarhia. Aici vorbim despre episcop, capii poporului să stea într-un loc mai înalt, spune Sfântul Augustin, să se distingă prin însuși scaunul lor și funcția lor să iasă suficient în evidență. Nu este necesar, mai spune el, să se umfle în pene la scaunul lor, acești capi ai poporului. E vorba de predica 95 a 5. Lucrul ăsta trebuie să am eu în vedere, să nu mă umflu în pene pentru că stau mai sus. De altfel, eu mă rog deseori și cer rugăciunile dumneavoastră ale credincioșilor să mă ajute Dumnezeu să-mi împlinesc misiunea de episcop, chiar dacă stau mai sus aici, nu cu aroganță, ci asemenea lui Iisus, cu blândețe, cu smerenie.
Că de atâtea ori noi ne rugăm și îndemnăm pe credincioși să se roage ca să avem preoți buni și sfinți după inima lui Iisus, blândă și smerită. Deci scaunul prezidențial al preotului, scaunul prezidențial al episcopului numit catedră. Mai departe, alte elemente constitutive ale bisericii, sacristia. Vedeți, când preotul iese la altar, în mod obișnuit, la liturghiile obișnuite, iese de undeva de după altar, deci este sacristia, locul unde se îmbracă preotul pentru a ieși la Sfânta Liturghie. Sacristie vine de la latinescul secretarium și desemnează tocmai camera unde se păstrează veșmintele sfinte și unde slujitorii sacri se îmbracă pentru Sfânta Liturghie, și preotul, și ministranții, și ceilalți slujitori. Pentru Sfânta Liturghie în special, dar și pentru alte celebrări. În antichitate, bisericile mari aveau două sacristii. Una era într-o parte a prezbiterului, cealaltă în partea opusă. Două sacristii. În una se ținea preasfântul sacrament, nu ca acum în tabernacul, se ținea în sacristie. Și în cealaltă sacristie se țineau cărțile sfinte și veșmintele. În biserica romană, sacristie era separată de biserică. De obicei era în stânga atriului, v-am vorbit data trecută despre atriu, adică despre curtea bisericii. Și spuneam că în bazilica romană, sacristia era separată de biserică, de obicei când te uiți la intrarea în biserică, în spate, în partea stângă, acolo era sacristia. Și sacristia era de proporții mari. Acum sacristia se află în orice biserică catolică, o sacristie, o cameră unde se îmbracă preotul, nu se mai păstrează Sfânta Taină, pentru că, vedeți cum avem și în catedrala ei și chiar în catedrala veche, tabernacolul, despre care o să vă spun mai multe lucruri, acolo se păstrează Sfânta Taină, sacristia. Sacristia, din sacristie, preotul iese la altar frumos îmbrăcat cu veșmintele specifice pentru celebrare. Duminica și în sărbători am observat în unele biserici, și este frumos lucrul acesta, acolo unde este posibil în cadrul arhitecturii bisericii, la intrarea în biserică să fie, cum avem aici, vedeți în spate, sunt două camere, într-o parte și alta. Una folosită pentru adorația cu Sfântul Sacrament și cealaltă pentru direcțiune spirituală. Dar în unele biserici se folosesc preoții sacristia, mai ales duminica și în sărbători, camera de la intrarea în biserică. De ce? Pentru ca să poată scoate mai ușor în evidență procesiunea pe care o face preotul cu ministranții atunci când începe Sfânta Liturghie. Și e foarte semnificativ. Având în față crucea procesională cu două lumânări, în spatele crucii ministranții și preotul. Sacrarium. Iată un nume pe care probabil nu l-ați auzit mulți dintre dumneavoastră. Numele de sacrarium sau secretarium, sacristie, desemnează de fapt locul, camera, cum vă spuneam, în care se păstra Sfânta Taină după celebrarea liturghiei, ca de acolo să poată fi dusă la bolnavi. Dar tot cu acest nume de sacrarium este desemnat și locul din pământ unde se aruncă lucrurile sacre, sacrarium, ceva sacru, adică se aruncau lucrurile sacre care nu se mai utilizau. De exemplu, apa sfințită care rămânea, să nu fie aruncată așa oriunde, sau pe gunoi, sau știu eu, în altă parte, nu. Era locul acesta special, sacrarium, sau apa de botez, după ce se celebrează botezul, apa aceea care e apă sfințită, să nu fie aruncată oriunde. Era acest sacrarium.
De asemenea, apa cu care preotul își spală mâinile în cadrul celebrării Sfintei Liturghii sau unde lemnul înmuiat în vată și așa mai departe, nu-i frumos și nu-i demn ca să fie aruncate aceste lucruri oriunde. Și era acest așa numit sacrarium. Acest loc din pământ unde erau aruncate aceste lucruri sacre care nu se mai utilizau. Ei, din acest motiv, undeva într-un colț al sacristiei sau chiar lângă altar sau jos pe podea, se poate vedea în unele biserici o gaură în perete sau în podea cu un canal care duce spre un bazin în pământ. Acela este sacrarium. Și am explicat pentru ce se folosea. Acum nu se mai folosește. Sigur, nu înseamnă că ne aruncăm apa sfințită rămasă sau cea de la botez, oriunde se recomandă să fie aruncată undeva pe flori, oricum, într-un loc demn, din respect față de lucrurile sacre. Iar vata cu uleiuri sfinte, atunci când o schimbăm, de exemplu, noi preoții sau preoții o schimbă în fiecare parohie, se recomandă să fie arsă cu demnitate, ca și veșmintele care nu se mai folosesc, nu putem să le aruncăm la tomberon. Ele se ard cu demnitate, ci din respect pentru lucrurile sacre. Mai rău obiceiul că atunci când se adunau albiturile de spălat din biserică, în special corporalul, o să vă explic eu ce înseamnă, și purificatoarele mai ales, când se puneau la muiat pentru a fi spălate, eu am prins obiceiul acesta, părintele trebuia să meargă și să clătească puțin aceste lucruri sau aceste albituri ale bisericii, urmând ca apoi ele să fie spălate. Și asta tot din respect față de lucrurile sacre. N-ar fi rău să se păstreze și astăzi acest obicei, deși nu se mai recomandă. Clopotele și clopotnița. Alte elemente constitutive ale unei biserici. La început creștinii foloseau diferite instrumente confecționate din metal, care prin lovire scoteau sunete pentru a anunța începerea Sfintei Liturghii, începerea unei ceremonii religioase și chemarea poporului la rugăciune. Și asta mai ales în catacombe, pentru că în primele veacuri creștinii, fiind persecutați, celebrau liturghia pe ascunsele și în mod deosebit în catacombe. Mărturie sunt și astăzi la Roma aceste catacombe și în altă parte. Și ca să-i cheme pe credincioși la când începe liturghia, se lovea într-un instrument confecționat din metal. S-au găsit în catacombe astfel de instrumente. Clopotele au apărut mai târziu, începând cu veacul al V-lea, mai întâi în mănăstiri. În mănăstiri, de ce? Pentru ca să-i cheme pe călugări la rugăciuni sau la diferite activități comune. În biserici au fost folosite clopotele pentru prima dată în Campania, în Italia, de către Sfântul Paulin de Nola. La Roma au fost introduse abia în veacul al VIII-lea. Chiar de la început s-au obișnuit să se încrusteze pe clopote motive ornamentale, figuri de sfinți, inscripții sau rugăciuni. Ca de pildă era scris pe clopot în limba latină, când e limba oficială a Bisericii Romano-Catolice: Protege prece pia quos convoco, Sancta Maria, adică ocrotește-i cu rugăciunea ta milostivă pe cei care îi cheamă glasul meu de clopot, Sfântă Marie. Mai recent se scriu pe clopote donatorii sau episcopul sau parocul sau data și locul confecționării clopotelor. Important este să știm exact care este menirea clopotelor, de ce folosește biserica
așa de mult clopotele și nu a renunțat la ele, chiar dacă acum s-au introdus clopote electronice. Menirea clopotelor este multiplă. Spre exemplu, se trag clopotele ca să cheme lumea la biserică. Și lucrul acesta este așa de important, mai ales la țară, unde este o singură biserică sau o biserică catolică și una ortodoxă. Și mai ales înainte, când nu erau ceasurile, acum mai tot muritorul are un ceas la mână. Atunci toată lumea, gata, atras de pentru Sfânta Biserică, pentru Sfânta Liturghie. Trăgea întâi, al doilea și al treilea, ca să știe lumea, să cheme lumea la biserică. Asta era menirea clopotelor. Să anunțe din ajun seara o sărbătoare. Eu știam, când eram copil, când trăgeau clopotele, de exemplu, în timpul săptămânii și nu știam, eram copil, o întrebam pe mama, dar de ce trag clopotele toate acum? Pentru că mâine e sărbătoare de poruncă, scrisă cu roșu în calendar. De asemenea, clopotele se trag să anunțe orele de rugăciune, Angelus mai ales, Îngerul Domnului, dimineață, la amiază și seara. Chiar aici mi-aduc aminte când eram copil și mai intram câteodată ca și copil, cum eram noi copii în cârciuma satului și se potrivea că clopotul trăgea după Sfânta Liturghie de seară pentru Angelus, Îngerul Domnului de seară. Și mi-aduc aminte și acum și sunt uimit când cei din crâșmă, chiar cei care erau mai turmentați, când auzeau clopotul, toți se ridicau în picioare de la toate mesele, deși erau în cârciumă. Unii dintre ei care erau mai evlavioși și care nu erau turmentați de-a binelea, spuneau în taină un bucură-te Marie, dar cei care știau pe de rost tot Îngerul Domnului, îl spuneau până când se oprea clopotul. Când se termina, ceilalți stăceau, se așezau din nou. Vedeți, respectul pe care îl aveau credincioșii, chiar atunci când erau într-un loc de acesta, cum spuneau în cârciuma satului, când auzeau clopotul, se ridicau în picioare, înălțau gândul la Dumnezeu. Poate cei care nu știau rugăciune, să spunem, dar se gândeau la Dumnezeu, clopotul, glasul Domnului, mă cheamă la rugăciune, menirea clopotului. Apoi să vestească un deces când murea cineva și acum, la țară în special, se trage clopotul. Atâta mai trebuie parohului să nu tragă clopotul când moare cineva, că imediat lumea sare. Dar de ce n-ai tras clopotul că a murit tata, mama sau nu știu care? De fapt nu trage clopotul, preotul trage clopotul. Acum cele electronice, sigur, apasă pe buton și pornesc imediat. Dar clopotele naturale sunt trase și cu mult respect de clopotar pentru a anunța și un deces din cadrul unei comunități. Și a fost cândva obiceiul să se tragă clopotul și când un creștin intra în agonie, ce frumos! Când un creștin intra în agonie, mergeau rudele creștinului respectiv și anunța părintele și clopotarul să tragă clopotul ca lumea să se roage pentru cel în agonie, ca să aibă parte de o moarte bună. Extraordinar de frumos! Menirea clopotului, vedeți? Sau clopotele sunt trase ca să însoțească procesiunile, dând notă de solemnitate, să alunge furtunile și grindina, mai exact să alunge duhurile necurate care, potrivit credinței medievale, provocau asemenea fenomene, adică provocau aceste calamități, aceste furtuni, aceste grindine. Și Dumnezeu răsplătește credința credincioșilor. Că de multe ori sunt luați în râs de cei care n-au credință. Ce te rogi, ce trage clopotul? Dacă credinciosul, chiar și cel care trage clopotul, are credință în sufletul lui, Dumnezeu ascultă rugăciunea omului credincios. Și poate să alunge și de atâtea ori în unele sate este așa mare credință că vine să-l zgâlție pe clopotar sau pe preot. De ce nu o tras clopotul că a dat grindina? De ce nu o tras la timp? Menirea clopotelor este de asemenea să dea o notă de bucurie și de solemnitate la evenimentele deosebite din viața comunității, când se face o procesiune, noaptea de Paște, trag clopotele.
tot îmbrac o atmosferă de lumină, de sărbătoare, de o minunăție. Să indice apoi intrarea în post. Mi-aduc aminte, la fel, când eram copil și cred că mulți dintre dumneavoastră și în unele sate se păstrează acest obicei, când se intra în post, la marța grasă, cum spunem noi în popor, marța dinaintea Miercurii Cenușii. Și atunci se pregăteau mâncăruri mai deosebite, se tăiau un pui, se făceau o friptură și așa mai departe, iar tineretul avea o oră, horă, cum era hora satului, sau la distracție. Dar până la miezul nopții, la miezul nopții trăgeau clopotele, intrarea în post, menirea clopotului, să le aduc aminte oamenilor, gata cu distracțiile, începem timpul postului. Sau clopotele aveau menirea și au menirea să indice în timpul Sfintelor Liturghii de Duminica și sărbători momentele mai importante de la Sfânta Liturghie, când se intonează gloria, liturghia principală mai ales, se trag clopotele și cei care nu pot veni la biserică și sunt acasă, spun, acum trage clopotul pentru gloria, sau cum trage clopotul pentru Sanctus, sau pentru ridicarea darurilor, trupul și sângele Domnului. Deci toți cei care erau acasă, mai ales bolnavii, știau și se închinau de acasă, unindu-se cu cei care erau sănătoși și respectau ziua Domnului și mergeau la biserică, se rugau împreună. Și plus că dă și o notă de solemnitate când în cadrul liturghiei principale de duminica și sărbători se aud că atunci este liniște la prefacere, se aud clopotele împreună cu clopoței ministranților. Clopotele se trăgeau într-un timp și atunci când mergea preotul cu Sfânta Taină la un bolnav. De ce? Pentru că cei care le auzeau, știind că în timpul zilei și aveau anumite tehnici de tragere și știau pentru ce se trag, lumea să se roage pentru bolnavul respectiv la care mergea preotul. Vedeți ce semnificație aveau clopotele, de ce s-au folosit și se folosesc în biserică? Clopotnița este turnul atașat sau separat de biserică, în vârful căruia străjuiește totdeauna crucea. Orice biserică creștină are în vârful turnului, sau dacă sunt mai multe, fiecare turn, crucea. Iar deasupra, sigur, deasupra crucii, începând cu Evul Mediu, la unele biserici, se atașa acolo și un cocoș. Cocoș din metal sau din alt material, simbolic, pentru că știm care e rostul sau rolul cocoșului când cântă unii, înainte când nu erau ceasuri de trezire, a cântat cocoșul, era un semnal pentru oameni când cânta cocoșul și s-a păstrat acest lucru, se vede, eu am văzut în Germania, ca și în Austria, multe biserici catolice care aveau în vârf un cocoș. Am fost uimit când am văzut prima dată. Ce fel de biserică e asta cu cocoș în vârful turnului? Deci biserică creștină cu simbolismul său, acest cocoș. Poate să amintească și de cântatul cocoșului despre care vorbește Iisus când i-a profețit lui Petru, înainte de a cânta cocoșul, te vei repăda de mine. Ceva mai jos sub cruce, în fiecare turn, clopotniță, cu geamuri deschise sau cu grilaj și plasă pentru a nu intra păsările înăuntru să facă mizerie, acolo sunt amplasate clopotele. De ce în turn mai sus? De ce clopotnițele? Ca să poată răspândi mai ușor sunetul clopotului, să ajungă cât mai departe și să-și împlinească astfel menirea clopotelor pe care v-am explicat-o puțin mai înainte. Și clopotele, sigur, nu trebuia să urce dascălul, dacă era un turn de 70 de metri, să urce până sus acolo. Se punea o funie până jos, aproape de podea, să-i vină ușor și se trăgea de funie sau de funii dacă erau mai multe clopote. Inițial, biserica avea un singur turn, mai apoi s-au construit biserici cu două sau mai multe turnuri. Clopotele se puneau într-unul din aceste turnuri, se puneau în turn ca să se audă, repet, cât mai departe.
Clopotnița și clopotele au fost considerate întotdeauna lucruri sfinte. Dovadă că în temelia clopotniței, chiar dacă era separată de biserică, se puneau moaște de sfinți, iar clopotele erau binecuvântate după un ritual special. Și acum, când se cumpără clopote noi sau este o biserică nouă și sunt aduse clopote pentru a fi urcate în turn, înainte de a le urca, se face binecuvântarea clopotelor, un sacramental. Și era prevăzută chiar și ungerea clopotelor cu Sfânta Crismă în cadrul binecuvântării clopotelor sau ungerea lor cu undelemnul catehumenilor sau cu undelemnul bolnavilor. Ba s-a mers până acolo în imaginația populară, văzând în acest rit ceva asemănător cu botezul, că zicea, uite, sunt botezate clopotele. Până acolo a mers imaginația populară încât erau spălate clopotele. Se aprindea lumânări, cum se aprinde la botez, sau se folosea pânză albă și se folosește și acum, cum este pânza albă de la botez. Vedeți respectul pe care îl aveau creștinii și îl au și trebuie să menținem acest lucru mai departe în privința clopotelor și a clopotnițelor. Acum la multe biserici trasul clopotelor este automatizat. În multe biserici, clopotele naturale au fost înlocuite, ca și în catedrala noastră, aceasta nouă, cu clopote electronice. Catedrala veche menține și voi insista mult să se mențină clopotele naturale și eventual să le punem automatizate, pentru că au importanța, simbolismul lor, așa cum v-am explicat. Și dacă am vorbit de clopote, ceva și despre toacă. Toaca a fost folosită înainte de folosirea clopotelor, toaca. Era folosită în catacombe, bătăile ei fiind percepute mult mai ușor decât bătăile instrumentelor de metal lovite. În ritul nostru latin, toaca se mai folosește astăzi, în zilele noastre, doar în Săptămâna Sfântă, de la imnul Gloria din Joia Sfântă, când se trag clopotele și clopoței, și până în noaptea de Învierea Domnului. În Vinerea Mare nu veți auzi niciodată clopotele într-o biserică catolică să fie trase, toaca, cu simbolismul și cu importanța ei. Baptisterul, un alt element constitutiv al bisericilor noastre creștine, baptisterul sau izvorul botezului, îi spunem noi, izvorul botezului care aici avem pentru Sfânta Taină în catedrală, iar în partea aceea unde e organistul acum este izvorul botezului. Dar s-a ajuns acum mititel, el a fost mare, a fost o construcție. Și vă explic imediat. Baptisterul este locul unde se administrează taina Sfântului Botez, sacrament al inițierii creștine. Inițial, botezul era administrat prin scufundare, cum se practică acum la frații noștri ortodoxi în bisericile orientale. Și era administrat inițial botezul într-o apă curgătoare, de exemplu în Țara Sfântă, în Iordan. Și astăzi eu am fost de mai multe ori în Țara Sfântă și am participat la grupuri de oameni din diferite, mă nu puteam să întreb pe fiecare de unde provin și cum au ajuns acolo. Dar se vede că erau pregătiți dinainte și intrau în apa Iordanului, în locuri special amenajate, în așa fel încât în momentul botezului, cei care îi botezau se poată îmbrăcați toți într-o haină albă, punea mâna pe cap și intrau, și apoi erau ridicați sus, foarte semnificativ. La început așa era administrat botezul, prin scufundare într-o apă curgătoare. Apoi s-a folosit sala de baie sau bazinul în mijlocul atriumului, adică a curții bisericii. Dacă vă aduceți aminte cei care ați urmărit ultima cateheză, spuneam că bisericile creștine au fost construite după modelul bazilicii sau caselor mari romane.
Și unul din elementele constitutive era acest atrium, adică curtea bisericii, spunem noi astăzi. Și acolo era o fântână în care creștinii își spălau mâinile înainte de a intra în casa Domnului, în biserică, pentru Sfânta Liturghie sau pentru celebrările sfinte. Era un ritual. Ei, în locul ei a fost introdus sau s-au ridicat aceste baptistere. Baptistere unde, ca o clădire frumoasă, în formă rotundă sau în formă octagonală, oricum cu mai multe laturi, și acolo se intra cel care, sau cei care trebuiau să primească botezul, că nu se administra atunci botezul copiilor, mai târziu s-a introdus botezul copiilor. Și după ce urmau cursul de pregătire, cei pentru botez numiți catehumeni, pentru momentul botezului, intrau acolo și în mijlocul baptisterului era un bazin cu apă, alimentat dintr-o parte, cu o țeavă mai sus și apoi alta mai jos pentru evacuare, ca să dea impresie de râu, apă curgătoare. Și acolo erau coborâți prin trei trepte, aveau trei trepte până la coborârea în bazin, cei care, catehumenii, cei care trebuiau să primească botezul, și botezul era administrat de episcop. Și acolo jos erau botezați prin scufundare. Și de ce trei trepte? Pentru a aduce aminte, pentru a simboliza cele trei scufundări sau cele trei lepădări sau cele trei mărturisiri de credință, cred în Tatăl, în Fiul, în Duhul Sfânt, sau amintind deci de cele trei persoane din Sfânta Treime, sau amintind de cele trei zile cât a stat Iisus în mormânt, vineri, sâmbătă, duminică. Apa venea, cum spuneam, în bazin pe o conductă și se evacua pe altă conductă ca să dea imaginea aceasta de apă curgătoare sau de apa vie în mișcare, apa vie despre care vorbește Iisus samaritencei la fântâna lui Iacob, sau să amintească chiar de apa Iordanului, acolo unde a fost botezat chiar Iisus de Ioan Botezătorul. Fiecare baptister avea două uși principale care simbolizau întunericul, pentru că se intra din partea de apus, ușa dinspre apus, cu spatele la soarele cu care apune, și se ieșea pe ușa dinspre răsărit. Noi botezați, numiți neofiți, îndreptându-se astfel spre răsărit, răsăritul care este simbolul lui Hristos, lumina lumii, care din această direcție va apărea și la a doua sa venire. De aceea și bisericile, v-am spus altă dată, erau și sunt construite și astăzi, dacă o permite configurația terenului, cu altarul la răsărit, nu la apus, cum este catedrala noastră, dar așa este configurarea terenului. Și acum nu se mai ține așa de strict cont de poziția aceasta, altarul să fie obligatoriu la răsărit. Când a început botezul copiilor în Occident, botezul nu s-a mai administrat prin scufundare, așa cum vedeți și astăzi cei care au participat la botez, ci prin turnare, cu aceeași valabilitate. Și spațiul s-a redus, dacă nu mai era nevoie de bazinul acela mare și erau botezați copiii, normal că nu-și mai găsea rostul clădirea aceea care era atașată de biserică sau aproape de biserică, în care se administra special taina botezului prin scufundare. Și în locul bazinului, acela din baptisterul original, s-au confecționat așa numitele cristelnițe, cum este aceea care vedeți acolo. Cristelniță, în miniatură. Normele actuale precizează că izvorul botezului, fons baptismalis, sau cristelnița, cum îi spunem noi, altă denumire, mai cunoscută de toți, poate fi așezat, izvorul botezului, într-o capelă, în interiorul sau în exteriorul bisericii, sau într-o parte oarecare a bisericii, cum avem aici lateral,
dar vizibil și adaptată celebrărilor comunitare, locul destinat botezului să fie amenajat cere biserica și înfrumusețat cu grijă pentru a scoate în evidență demnitatea acestui mare sacrament care este botezul, poarta de intrare a unui om în biserica lui Hristos. Fiecare biserică catolică obligatoriu trebuie să aibă un baptister, o cristelniță, un izvor al botezului, cum vreți să-i spuneți. Și cu aprobarea episcopului pot avea baptister și bisericile filiale. În baptister sau lângă baptister trebuie să stea totdeauna lumânarea pascală. Lumânarea pascală adusă aici la sfârșitul timpului pascalului. Dacă vă uitați acolo și cei care faceți filmare aici puteți arăta, lângă cristelnița de acolo, lângă izvorul botezului, a fost mutată lumânarea pascală, care în timpul pascal a stat aici, la altar, așa cer normele bisericești. Și la fiecare celebrare a botezului se folosește lumânarea pascală, de la care este aprinsă lumânarea în cadrul celebrării botezului. Nașii de acolo aprind lumânarea, nu de la chibrit. De menționat și obiceiul din primele veacuri, ca neofiții noi botezați, care îmbrăcau haina albă atunci când erau botezați și trebuiau să o poarte toată octava Paștelui până în Duminica Albă, de aici și denumirea de Duminica Albă, pentru că după 8 zile de purtare a hainei albe, ei o dezbrăcau oficial în această a 8-a zi de la Paști numită Duminica Albă. Biserica recomandă că acolo unde este posibil să se facă același lucru cu cei botezați în noaptea de Paști, cu adaptările, bineînțeles, cuvenite și cu cântarea vesperelor, pentru că în fiecare seară neofiții, în octava aceasta a Paștelui, veneau la biserică și cântau seara din Cartea Psalmilor, făcând procesiunea de la altar până la baptister. Unde este posibil, cu adaptările cuvenite, se poate păstra acest obicei cântându-se vesperele de la breviar în timpul procesiunii spre baptister, în toată octava Paștelui. Mă opresc aici, că mai sunt și alte lucruri. Cum v-am spus altă dată, nu vreau să le dau peste cap, să le explic cât mai bine și ca o cunoștință sau cunoștințe generale pe care trebuie să le aibă orice creștin despre biserică, despre elementele constitutive ale bisericii și mai ales pentru ca el, creștinul, cunoscând toate aceste detalii, să participe mai atent la celebrarea Sfintei Liturghii, la celebrarea botezului și la celebrarea celorlalte sacramente. Vă mulțumesc pentru atenție și închei cu binecuvântarea pe care întotdeauna o dau la sfârșitul celebrării. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Cateheza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu.